Bună seara! Bine ați venit la cea de-a doua sesiune a proiectului Intersecții Culturale, Lecturi deschise despre artă. Este un proiect care are ca scop promovarea culturii scrise. Este un proiect care se adresează în primul rând studenților și cercurilor care frecventează comunitățile academice și vrea să încurajeze, bineînțeles, obiceiul scrisului. Este un proiect care este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național și în cadrul acestui proiect veți mai avea ocazia să mai asistați la 7 astfel de sesiuni de lecturi deschise. Astăzi, în data de 4 octombrie, ne bucurăm să-l avem alături pe domnul profesor Adrian Silvan Ionescu. El este, după cum bine știți, director al Institutului de Istorie a Artei George Oprescu al Academiei Române și autorul a numeroase studii care fac referire la istoria artei românești, la istoria culturală a României din epoca modernă. Ei bine, astăzi vorbim despre suntem la 100 de ani de anul 1924, un an în care fotograful Emil Otto Hoppe a reușit să publice la Londra un album, da, deci iată, vorbim tot de o publicație, în care se vedeau fotografii din România anului 1923. Este vorba despre o Românie mare, o Românie care proaspăt a trebuit să integreze administrativ toate provinciile și toată populația pe care a obținut-o în urma anului 1918. Și acest fotograf și portretist a realizat peisaje, da, fotografii peisaje, portrete regale, pe care le-a reunit în acest album despre care domnul profesor o să vorbească astăzi. Bun. Vă mulțumesc că ați venit și vă urez să aveți să petrecem împreună o oră cu folos. S-a spus că această conferință sau aceste conferințe sunt destinate studenților. Eu văd aici mai mult academici decât studenți. În fond, anul universitar de-abia a debutat, așa că era cam dificil să ne aducem studenții. Sau oricum fost studenți, câțiva nu au fost studenți. Emil Otto Hoppe. Emil Otto Hoppe, născut în 1878, mort în 1972. Un om călare pe două secole. Dintr-o descendență hughenotă, refugiată, familia sa, strămoșii săi refugiați în Germania, el se naște la München, băiatul unui banchier. Tatăl său îl destinase așișderea unei vieți economice, unei vieți în zona bancară. A făcut studii în toată Europa, a învățat la Viena, a învățat la München, a învățat la Paris, era poliglot. A luat și lecții de la celebrul Lembach, fapt pentru care era deja pregătit și pentru plastică. Un om citit, un intelectual fără discuție, care avea și înclinație către scris. Destinat, cum am spus, activității bancare, fusese trimis să lucreze într-o bancă din Shanghai, care era ținută de un unchi, dar până să ajungă în China a făcut o oprire la Londra și la Londra s-a angajat într-o bancă germană, dar a fost atras din tinerețe de fotografie. În 1903 a început să expună fotografie, în 1904 devine membru în Royal Photographic Society din Londra și își exprimă dorința față de tatăl său de a abandona foarte lucrativa carieră
bancară pentru o carieră artistică. Bineînțeles că primește un refuz categoric, o să devii un muritor de foame, ce vrei să faci cu fotografia. Atunci promite că își va asculta tatăl până în momentul în care își va face o sumă de bani care să-i permită această independență. În acest sens, în 1907, el avea deja o mică avere, lucrând și ca banchier și ca fotograf, și se dedică fotografiei. În foarte scurt timp, devine unul dintre cei mai căutați portretiști ai elitelor. Elitele din toate zonele de creativitate literară, muzicală, plastică, politică. Deci avea o deschidere vastă. În 1913 închiriază o locuință foarte amplă, fostul atelier al pictorului prerafaelit Sir John Everett Millais din South Kensington. South Kensington era un cartier al elitei. Având acest atelier, care atelier casă, care avea vreo 27 de camere, era practic repartizat în două corpuri de clădire și a putut face studioul, camera în care își developa clișeele, laboratorul, o cameră pentru arhivă, celelalte fiind pentru bibliotecă și pentru locuință. El avea un principiu. Atunci când invita un intelectual, o figură importantă a momentului să îi pozeze, se documenta. Și dădea sfaturi, a scris spre finele vieții, în 1945, un volumaș memorialistic în care dă și sfaturi tinerilor fotografi. Dacă vreți să aveți succes ca portretiști de studio, trebuie neapărat să fiți niște oameni calați pe lectură. Dacă aveți un model literar, spre pildă, să știți măcar ultimul volum al respectivului și cronicile care s-au scris despre el. Aici avem un autoportret al lui Hoppe din 1920 și ceva. Și în acest fel puteți să vă apropiați mai repede de model, care în general modelele sunt timide, refractare, poate brusc devenind arogante, luând o poză care nu îi favoriza, să poți să întreții o conversație, să poți să îl atragi pe respectivul și să uite că tu ești în spatele aparatului. Așa a făcut portrete lui Rudyard Kipling, lui Henry James, lui George Bernard Shaw, cu care s-a și împrietenit, de altfel, lui Herbert George Wells, uite, literați, Rabindranath Tagore. După aceea a fost fotograful baletelor ruse. Era prieten cu Diaghilev, l-a fotografiat pe Nijinsky, pe Anna Pavlova, l-a fotografiat pe marele bas Fyodor Shalyapin, a fotografiat compozitori pe Massenet, pe Erik Satie. După aceea atinge și zona politică. Îi face un portret lui Mussolini, îi face un portret lui Thomas Masaryk, președintele primei republici cehoslovace, lui Mustafa Kemal Atatürk, regelui George al V-lea, regelui George al VI-lea, reginelor. Era la un statut extrem de înalt. Câștiga foarte bine. Și spunea în acel volum memorialistic 100.000 de fotografii, 100.000 photographs, publicat în 1945, că este foarte important să ții la preț.
El, având educație de economist, de banchier, normal că știa să-și negocieze prețurile. Dacă este prețul mic, nu este respectată opera de artă. Doar cu prețuri înalte poți să dovedești că, într-adevăr, aceea este o creație demnă de a fi păstrată. Dar la începutul anilor 20, începe să fie plictisit de această activitate în laborator și începe să facă plimbări prin Londra, să fotografieze oameni simpli, să fotografieze obiective istorice, monumente și dintr-o dată descopere peisajul. Iar în acel an, încă un lucru trebuie să vă spun, devenise un arbitru al frumuseților feminine. Fuse chiar chemat, invitat în Statele Unite ca să fie un membru important al juriului pentru diverse concursuri de frumusețe și în 1922 publică un album care se numește The Book of Fair Women. În același an, 1922, mai publică o carte care se numește Taken from Life, cu portrete făcute în Londra, cu hamali, cu docheri, cu bețivi, cu drogați, cu cerșetori, cu femei de stradă, cu negustori ambulanți, tot ceea ce însemnea, hai să zicem, pleava societății. Ca să nu cumva să fie, a avut foarte multe aventuri în sensul ăsta, ca să nu fie luat la bătaie într-un pub de englezii deja abțiguiți, își făcuse o cutie de carton cu o găurică undeva, care ca și când ar fost el un comisionar, o punea pe masa, pe teșgheaua cârciumii și când vedea un personaj interesant, apăsa pe declanșator și ieșea fotografia. Deci foarte inspirat. În 1922-23, un diplomat român pe nume Boncescu, Gheorghe Boncescu, care locuia preajma studioului lui Hoppe, îi sugerează să vină în România într-o vizită. Povestindu-i de frumusețile României, de bogăția ei, de întinderea care o avea acum după unirea din 1918 și, bineînțeles, vorbindu-i și de familia regală. Așa că în vara lui 1923, domnul Emil Otto Hoppe petrece o lună și jumătate în România. Aceasta este coperta cărții pe care el, vreau să fac o mică precizare, nu vreau să contrazic pe distinsa prezentatoare, nu e vorba de un album, este vorba de un volum memorialistic ilustrat cu exact 31 de fotografii. Restul arhivei foarte amplă, deci tot ce v-am arătat eu aici, nu a fost folosită niciodată. Bănuiesc că el ar fi fost interesat să scoată într-adevăr un volum întreg, un album, așa cum avea să scoată nu mult după aceea, dar a fost prins de alte proiecte. În 1926 scoate un volum care se numește London Types Taken from Life. După aceea, 1930, are un proiect pentru editura Orbis Terrarum, care scotea niște albume foarte frumoase, quadrilingue, adică nemțește, englezește, franțuzește, italienește, nu știu dacă nu mai era încă o limbă, așa, care prezenta diverse țări și diverse zone ale lumii într-un volum substanțial. Deci în acest 1930 publică Deutsche Arbeit, Germania muncitoare. În 1932
scoate un volum romantic America. În 32 mai scoate încă un album cu micile orașe germane, bătând Germania și oprindu-se în burgurile care îi se păreau lui spectaculoase și meritau să fie ilustrate. A umblat în toate colțurile lumii, a avut o deplasare lungă în Australia, în New Zealand, pregătind un album în India a fost. Albumul despre America este formidabil. Ajunge chiar să fie adoptat de niște indieni Hopi, pentru că li s-a părut că este prietenos și l-au acceptat la o ceremonie care au făcut-o, care era închisă albilor, care au făcut-o special pentru a arăta lui și a putea el să fotografieze. A bătut de la est la vest, la nord la sud, fotografii cu marile orașe, Chicago, New York, Los Angeles, după aceea micile orașe din prerii, așezări indiene, cascade, păduri, sequoia, etc., etc., etc. Nu a mai apucat să își completeze acest album, acest volum, făcând un album cum probabil că și-ar fi dorit. Iar după o viață extrem de bogată, în 1954, avea deja 75 de ani, probabil obosit, s-a gândit să get rid of my work, să scape de arhivă, care era uriașă, de fotografii, și s-a adresat un, am spune noi astăzi, o bancă de date, o bancă de imagini, se numea Mansell Collection. A întrebat dacă nu vor să-i cumpere. Hai, sigur că da, sigur că da. I-au dat o sumă, nu avea nevoie de bani, pentru că era un om avut. Statutul său nu era important să își valorifice această colecție, dar ca să nici nu o dea pe gratis, i s-a dat o sumă. A livrat tot materialul, cutii cu clișee, clișee pe sticlă, clișee pe celuloid, filme, rolfilme și fotografii copiate. Peste vreo săptămână s-a răzgândit și s-a întors la Mansell Collection și a zis, doamne, dați-mi le înapoi, uitați banii. A, nu, nu vi le mai dăm. Din acest motiv, dacă veți, și aici sunt câțiva fotografii de mare forță și cunoscători a istoriei fotografiei, dacă vă veți uita în istoriile fotografiei scrise de la 1900, să zic, 60-70 până la 2000, rar veți găsi numele lui Hope. Pentru că a fost uitat. Nu s-a mai știut. A publicat enorm de mult în reviste ilustrate, a publicat aceste volume, dar lumea uită repede. Este un fotograf de mare talie. Poate să stea lângă oricare, lângă Cecil Beaton, lângă oricare dintre mari fotografi ai lumii. Cartier-Bresson. Dar opera lui s-a disipat. Pentru că în acea Mansell Collection, v-am spus, era un fel de bancă de date în care erau fotografiile pe subiecte. Castele. Toate castelele care le fotografiază Hope au intrat în zona castele. Port popular. Au intrat țăranii din Ardeal, din Bucovina, la port popular, unde puteau să fie și hinduși, puteau să fie și indieni americani, puteau să fie și mexicani, orice. Portrete. Portrete regale. Toți regii au mers la portrete regale. Alte portrete. Au intrat la grămadă pescarul lipovean alături de un portret de scoțian, alături de un portret al Umișu, nu știau cine sunt. Și ei împrumutau. Aveai nevoie de peisaje din America sau peisaje din Valahia, te duceai, da, sigur, că vă dăm, pac, 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 scoteau, îți vindeau fotografiile respective, le reproduceai în ce vrei tu, fără să dea credit. Că ăsta e de Hope, să nu știu ce.
În 1993, un istoric al fotografiei cu studii de plastică și de critică de artă, Graham Howe, de origine australiană, dar trăind în America, la Pasadena, care avea o firmă care se numea Curatorial, nu mai știu cum, acum îi spunem mai Curatorial, a aflat de Hoppe, așa, din auzite, a găsit și volumul acesta în Gypsy Camp and Royal Palace, a găsit și pe celălalt de memorialistică și celelalte volume care le publicase el despre tipurile bizare din drojdia societății britanice, actrițele, da, balerinele de la baletele ruse, le cunoștea. Și haideți să aflu despre el. Și a aflat că fusese date acolo. A mers la Mansell Collection, care era pe lichidate, și a propus să cumpere tot ce înseamnă Hoppe. La început au fost rezervați. El fiind insistent, de vreo două ori s-a dus la respectiv. Zice, bine, hai îți dăm, dar ți le alegi singur. Și mi-a povestit că lucra cam 18 ore pe zi. Se ducea să caute în acele uriașe lăzi cu mape. Norocul, zice, că Hoppe avea o ștampilă sau își scria pe spate ca să știe fotografiile care sunt ale lui. Și a reușit să recupereze, probabil, el spune, 90-95% din arhivă. A dat bani buni. El are acum drepturi absolute asupra operei lui Hoppe. Au mai apărut în ultimii 15 ani diverse albume cu opera lui Hoppe, Germania la muncă a fost publicată, despre portretele lui, despre portretele de actrițe, și când a luat toate fotografiile tipărite, un angajat acolo zice, n-ați vrea și clișeele? Că ăștia n-au intrat în discuție și le dăm pe același preț. Ba da. Și uite acolo. A plecat cu niște lăzi. Deci, acum, amicul meu, Graham Howe, este stăpân absolut pe opera lui Hoppe. De aceea am spus că îmi pare că nu pot să dau fotografiile mai departe. Vă mulțumesc pentru atenție. Sper că v-a atras opera lui Hoppe. Și că atât cât am putut eu să reproduc din arta lui literară, v-a inspirat și când va apărea cartea o veți cumpăra. Nu știu când va apărea. Probabil că la an. Mulțumesc!